Salutare rockerilor și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi o să vorbim o leacă despre ce înseamnă să fii rocker și ce care e treaba cu stereotipurile astea, dacă sunt adevărate sau nu, dacă se pun în practică, dacă sunt total niște baliverne sau dacă cei ce le folosesc sunt doar niște proști. Hai să vedem ce stereotipuri ar fi, că mi le-am notat aici. Prima ar fi cea cu sataniștii, căci că noi rockerii suntem sataniști. În primul și în primul rând există Christian Rock, Rock Christian, formații precum Skillet sau TFK. Sau o altă chestie, cei care zic că uite ăștia la Metallica sunt cei mai sataniști, ia ascultați melodia asta. Mama, she has taught me well, told me when I was young. Sau asta. Următorul stereotip ar fi faptul că rockerii nu se spală. Păi cred că dacă ar fi așa să nu ne spălăm noi rockerii, eu cel puțin aș fi fost chel până acum sau probabil tot timpul aș fi stat cu mâna în cap sau îmi zbulgeam părul sau mi s-ar fi rupt, da? Ia uitați ce păr puternic am. Sunt fete cărora le e ciudă pe părul meu că e atât de rezistent și nu se rupe. Oricum, eu cred că cei care locuiesc, să zicem, prin favele sau chiar și prin ferentari, n-ascultă rock. Și nici operă sau vreun gen de muzică mai premium, ca să zic așa. Că tot am zis de plată, următorul stereotip este legat de părul lung. Că sunt unii care sunt ceva de genul: ți-ai lăsat părul lung, nu te-ai tuns, ai ești rocker de ăla. Sau, ce mă, ești rocker și n-ai părul lung, ce-i cu tine? Ei bine, treaba cu părul lung este la alegerea fiecăruia. Adică, până și Isus a avut părul lung, există foarte mulți, mai ales soliști din formații care nu au părul lung, îl au scurt sau chiar sunt chelioși, aia nu le-a crescut lor părul sau nu le place să aibă păr. Oricum, nu doar rockerii își lasă părul lung, îl au lung și fotbaliștii, și wrestlerii, chiar și Smiley sau Pepe au părul lung, dar ei numai rock nu cântă. Un alt stereotip, full negru. Păr negru pe mine acum? Sau și pe alte live-uri, puteți să vă uitați pe alte live-uri, pe alte episoade, cel mai probabil ori purtam ori un maieu gri, ori un tricou alb sau ceva de genul. Negru mai port doar pentru că am tricouri cu imprimeuri mișto. De exemplu, luați o poză cu mine când am fost la pădure. Doar tricoul e negru pentru că are imprimeul la mișto cu Assassin's Creed. Sau uitați aici o poză cu solistul de la Metallica. Are ceva negru pe el? Sau faptul că rockerii sunt nervoși tot timpul și se iau la bătaie, e agresiv. Chestia asta am auzit-o chiar și la școală, că trebuia să facem ceva la psihologie prin clasa 10-a și o colegă a făcut ceva legat de ce muzică ascultă unii și a zis că cei care ascultă rock sunt niște persoane agresive. Ți se pare ție că omul ăsta ar veni să-ți dea una în cap pe stradă? Oricum, să fim serioși. Cred că toate bătăile care au avut loc prin diferite civilizații, ca să zic așa, prin țară, în perioada Paștelui, nu cred că erau bătăi între oameni care ascultau rock sau metal sau un subgen al acestuia. Un alt stereotip este că rockerii sunt depresivi mai mereu. Ei bine, într-adevăr, nu toate melodiile sunt vesele, pentru că lumea din jur nu înseamnă numai căței și pisicuțe și copii fericiți. Lumea din jur, să știți că este, cum să spun, pentru mulți, lumea reală pe care o trăim este iadul. Și, na, nu totul din jur este roz, nu toți câinii sunt cu covrigi în coadă și automat că în melodii se cântă și despre război și despre tragedii și despre chestii mai nefericite. Dar oricum, nu cred că rockerii au un anume gen numit, să zicem, metal de jale, dacă mă înțelegeți. Oricum, sunt și foarte multe melodii fericite, cu mesaj fericit sau pur și simplu nu-i nimic trist în ele. De exemplu, asta. Sau asta. Sau chiar și asta. Smile, și bineînțeles și asta. Sau că rockerii urăsc animalele și în timpul concertelor aduc o capră, un porc, le taie gâtul și aruncă în public cu mațe și sânge. Ei bine, nu cred că la concertul Metallica, concertul de anul trecut, a aruncat careva cu vreo căpățână de porc. Nu știu la ce filme de groază v-ați uitat voi, dar nu știu cum să zic. I-am luat de niște poze cu diferiți artiști
fiecare are animal de companie și nu cred că l-a căutat vreodată protecția animalelor că o fi întins mâna să dea în animalul său. Oricum, știți care e chestia? Cei care zic că noi roacerii urâm animalele și le tăiem gâtul și aruncăm cu sânge și facem ritualuri satanice, sunt aceiași oameni care de Crăciun, când toată lumea se gândește la colind de la Moș Crăciun, ei taie porcul, e numai sânge prin curte, își pun bebelușul de un an călare pe porc și îi fac o poză. Bă, tu înțelegi ce zice la melodie? Sunt sigur că ați auzit și voi chestia asta. Ei bine, pentru cei care au impresia că noi nu înțelegem ce cântă la melodie, doar pentru că tu știi doar română și nici pe aia nu înțelegi bine, că dacă probabil îți dau o melodie de la Paraziții sau B.U.G. sau chiar și Bazooka, tu nu înțelegi ce vreau ăla să cânte acolo, ce mesaj vrea să transmită, automat că nu o să înțelegi o melodie în engleză. Alții ascultă metal nemțesc, suedez, chiar și metal japonez există în japoneză și înțelegi ce cântă la acolo. Într-adevăr, am vorbit chiar aseară cu cineva care ascultă o formație nemțească, nu știe germană, dar îi place cum sună melodia și caută versurile pe net, le traduce și înțelege așa ce cântă la melodie. Oricum, după cum spuneam, alții nu înțeleg nici în română ce cântă ea, de asta unii ascultă muzică de la radio în română doar pentru că e română și înțeleg trei cuvinte. Alcool și droguri. Că se cântă lumea despre alcool și droguri, că roacerii sunt bețivi sau sunt niște drogați. Mă, nu știu cum să zic. Cred că tipul ăsta nu e rocker care cântă acum pe scenă. Și în final, atitudinea demonică. Desene pe față, brățări cu capete de morți sau cu gloanțe sau chestii de genul. Doar pentru că omul pe scenă are un anume rol, un personaj de jucat, de interpretat, ca într-o piesă de teatru, asta nu înseamnă că este așa și în realitate. De exemplu, aceștia, ei așa umblă în mod normal. Par genul ăla de oameni să-ți fie frică de ei dacă îi vezi pe stradă? Cum probabil și prietena ta se preface că e fidelă, dar de fapt se cordește cu încă câțiva. Așa și în situația asta, pe scenă are un rol și în viața privată e cu totul alt om. Cam asta a fost cu stereotipurile. Dacă mai cunoașteți câteva, vreau să mi le lăsați în comentarii. Chiar sunt curios ce stereotipuri ați auzit și voi, fie că vi s-au zis vouă sau ați auzit de la alții. Oricum, video ăsta n-a fost gen oarecum un atac asupra celor care urăsc rockerii. A fost mai mult un video de defensivă, ca să zic așa. Că dacă era să fac un video legat strict de faptul să mă iau de alții că ascultă alte genuri și să iau de rockeri, puteam să fi zis de faptul că rock-ul nu prea se dă la radio pentru că are un mesaj care nu e făcut pentru toți ascultătorii în masă, pentru toți, na, tiriștii cu patru clase. Și oricum, cred că toate melodiile comerciale trebuie să apară gagici care dansează cât mai sexy. Ei bine, să știți că sunt foarte puține melodii de-astea de la Metallica, de la AC/DC, în care apar diferite gagici care dansează cât mai dezbrăcate, știți? S-o zice că rock-ul este muzică satanică, dar nu cred eu că cea pop sau manele sau ce se ascultă așa în masă este prea ortodoxă când le vezi videoclipul sau mesajul pornografic. În fine, cam ăsta a fost clipul, sper că v-a plăcut. Dacă cunoașteți vreunul obsedat de aceste stereotipuri și nu îi le puteți scoate din cap, puteți să-i dați acest videoclip și dacă tot nu vrea să înțeleagă, bă,